Bună! Suntem nespus de bucuroși că ai decis să te conectezi cu noi. Află ce face Dumnezeu în cadrul Bisericii Philadelphia în această vreme, urmărind actualizările noastre pe rețelele de socializare. Dacă încă nu ai apăsat butoanele like și follow, fă acest lucru chiar acum. În continuare, vizionează și beneficiază de mesajul pe care l-ai ales. <tri> Astăzi noi continuăm această temă, vara, la Filadelfia, în care aflăm cine este Domnul nostru Isus Hristos. Și uh, dacă vreți să priviți mesajele care au fost până acum, puteți să le priviți la această adresă, philadelphiamd vara 20, și acest mesaj va fi plasat la aceeași adresă. Și în felul acesta putem să ne inspirăm sau să transmitem cuiva această adresă ca să poată privi acele mesaje dacă sunt relevante pentru el și vrea să le afle sau noi știm că sunt bune pentru viața lui. Astăzi noi continuăm, tema este următoarea, Iisus este Dumnezeu. Este o afirmație cu care nu este gata lumea aceasta. Noi cei care deja avem o experiență cu Dumnezeu și mai citim Biblia mai mult sau am ascultat mesaje mai multe și cumva suntem gata și chiar credem acest lucru, lumea aceasta totuși nu este gata cu această afirmație pentru că nu este convenabilă. Lumea este gata să accepte că el este un prieten, este un învățător, este un mare învățător, este un filozof, este cineva extraordinar, da, el a influențat mințile oamenilor, este un lider extraordinar, dar că este Dumnezeu, toți spun semnul întrebării. Am fost și eu acolo, am fost și eu în această stare când uh, nu am putut fi de acord cu această afirmație, dar uh, și greutatea acestei teme este încă din cauza că nu avem pe cineva analog Domnului Iisus. Domnul Iisus Hristos este o personalitate și El este o persoană unică în universul acesta. El a. A trăit o viață excelentă și extraordinară după volul Dumnezeu. A fost om și om care nu a păcătuit niciodată. El a suferit pentru fiecare din noi ne neavând necesitatea aceasta, ne fiind impus de cineva și de bunăvoie. El a murit pe cruce, El a înviat din mor și toate aceste lucruri fac extraordinar, ba mai mult, El nu numai că om a fost, El nu numai că a fost Fiul lui Dumnezeu, El a fost și este Dumnezeu. Și de ce noi discutăm despre aceasta? Și fiind și om și Dumnezeu în același timp, este o dificultate care va să vorbești cu oamenii în felul acesta ca ei să înțeleagă în profunzime acest lucru. Și nu poți afla despre El sau nu poți compara pe Iisus cu cineva altcineva, ci poți doar să-L descoperi. Doar prin revelația lui Dumnezeu noi putem ajunge la acest adevăr. Și de aceea oamenii care trebuie să ajungă la acest adevăr, au nevoie de o revelație a lui Dumnezeu. Și noi ne adresăm la cuvântul lui Dumnezeu, la Biblie, căutând această revelație și descoperind-o în el. În Ioan capitolul 1 citim, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Spuneți cuvântul. Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El. Și niciun lucru care a fost făcut n-a venit în ființă fără El. În el era viața și viața era lumina oamenilor. Prima dată când m-am întâlnit cu acest text, nu prea înțelegeam sensul acestor cuvinte, de ce, care este cuvântul, am înțeles că este Dumnezeu, dar cine este acest cuvânt, care este, ce trebuie să înțeleg din aceasta. Până ajungem la versetul 14, aici lucrurile se. Descoperă mult mai amplu. Și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Aici am înțeles, da, iată cine, de cine vorbește Evanghelistul Ioan. Cuvântul care era Dumnezeu și care era cu Dumnezeu a venit pe pământ și eu știu că acesta este Isus Hristos care s-a întrupat din Fecioara Maria și acest Cuvânt care este Dumnezeu este Domnul Isus Hristos. Deci Isus Hristos este Dumnezeu care s-a făcut trup și a locuit printre noi. Iar noi am privit slava lui, o slavă ca singurul fiu venit de la, de la Tatăl, plin de har și de adevăr. Lumea l-a experimentat pe Dumnezeu, lumea l-a experimentat Dumnezeu care a venit în trup, s-a făcut om și slavă Domnului pentru aceasta, pentru că Dumnezeu este cel care a hotărât și a decis să se descopere și El a făcut-o prin Domnul Iisus Hristos. Dar nu am fost eu gata de această decizie deodată, a, și a, a trebuit să caut mai mult ca să pot să mă conving în acest adevăr. Și dacă citim mai departe Biblia, descoperim multe afirmații al Domnului Isus, care singur a afirmat că El este Dumnezeu. El a spus în Ioan, capitolul 10, vorbind despre faptul că este Păstorul cel bun, și noi am auzit predică despre aceasta, în această cuvântare El spune Eu și Tatăl, una suntem. Tatăl cine Dumnezeu, Tatăl. Oh. Și privind la el ca un om, ca un om desăvârșit, ca un om extraordinar, el afirmă ceva mai mult. El nu spune, nu sunt eu doar atâta ce vedeți voi. Eu sunt una cu Tatăl, cu Cel care a creat Universul, cu Cel care este Dumnezeu. Deci eu sunt Dumnezeu. Apoi Domnul Iisus i-a zis lui Filip, care uh, la un moment dat, uh, auzind cuvântarea lui Isus despre faptul că uh, Dumnezeu, Domnul Iisus se duce la tatăl și de fapt ucenicii l-au văzut pe tatăl, Filip se întreabă cum l-am văzut pe tatăl, unde este tatăl, arată-l pe tatăl. Și Iisus i-a zis, Filip, de atâta timp sunt cu voi și nu m-ai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe tatăl, credeți că eu sunt în tatăl și că tatăl este în mine. Și adăugând a, a, această informație, cum, cum el putea să pretindă că el este Dumnezeu și una cu Tatăl, doar el era pe pământ. Și știți, întrebările acestea toate care ne macină. Apoi descoper că ucenicii lui Isus au afirmat că El este Dumnezeu. Și dacă citim e, iarăși Evanghelia după Anul în capitolul 20, deja când ucenicii s-au întâlnit cu Isus cel înviat și Toma nu era la acea adunare, dar la următoarea adunare, Domnul Iisus vine ca să îi se confirme, să-i arate cine este El cu adevărat, ca Toma să cunoască adevărul și uh, i-a zis lui Toma atunci Domnul Iisus, aduți degetul aici și privește mâinile, aduți mâna și pune-o în coasta mea. Asta a, avut, a, spus Toma că vrea să facă dacă El e cu adevărat înviat. Și nu fi necredincios, și credincios. Și Tom a răspuns, atunci, văzându-l în persoana pe Domnul Iisus, cel înviat, văzându-l că el este cel care este viu cu adevărat și el a exclamat, Domnul meu și Dumnezeul meu. Apostolul Petru, în epistola sa, spune, Simon Petru, sclavul și apostolul Iisus Hristos, pentru cei care au primit o credință la fel de valoroasă ca a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Salvatorului nostru, Iisus Hristos. Apoi apostolul Pavel a afirmat că el este că Isus este Dumnezeu. Și el spune în epistola către Tit, ca să lăsăm care lucruri trebuie să lăsăm? Lucrurile din păgânătate, dorințele lumești și să trăim o viață evlavioasă. Și el spune să facem acest lucru în timp ce așteptăm să se întâmple ce sperăm noi în legătură cu acel moment în care se va revela gloria marelui nostru Dumnezeu și salvator Isus Hristos. Apostolul Pavel afirmă că Isus Hristos este Dumnezeu, nu doar un rege și regele regilor, ci Dumnezeu, așa cum noi înțelegem pe Dumnezeu și Salvator Isus Hristos. Și eu m-am stat și m-am gândit, de ce oamenii aceștia au afirmat aceasta, că el este Dumnezeu? De ce Isus Hristos a afirmat aceasta fiind un om, așa cum îl percepeam eu la începutul căii mele? Cum a putut el să fie așa? Și unii oameni au vociferat că asta au fost o înșelăciune și voi ați crezut-o. Și astăzi se aude așa voce de la cel rău, ca să diminueze valoarea Domnului Iisus Hristos, ca să diminueze valoarea jertfelui și ca să ne facă pe noi să pierdem credința și încrederea în Dumnezeu care ne-a asigurat tot ce, tot ce avem nevoie pentru viață. Și uh, gândindu-mă la aceasta, cum pot să creez acest adevăr înțelegând doar acest adevăr, că da, Iisus a afirmat, da, o apostolii, ce s-a întâmplat, cum, care este dovada acelui fapt că Iisus este Dumnezeu. Mai târziu, apoi, experimentându-L pe Dumnezeu și înțelegând acest adevăr personal, am înțeles că oamenii aceștia și dovada cea mai mare a dumnezeirii Domnului Iisus Hristos este învierea Lui din morți. Atât Toma, atât apostolul Pavel, atât, Apostolul Petru și mulți alții care au afirmat că Isus este Dumnezeu, au făcut-o prin convingere și prin experiență a învierii Domnului Isus Hristos. Și învierea Domnului Isus Hristos a confirmat că cuvintele Lui sunt adevărul, au fost acceptate de Dumnezeu Tatăl și sunt confirmate Dumnezeu Tatăl prin învierea Domnului Isus Hristos că El este Cel ce a spus că este, Gloria Lui. El a spus că este cel ce este și el a spus că este Dumnezeu. Deci, în așa caz, adevărul acesta este un adevăr confirmat. Isus este Dumnezeu. Ba mai mult, Isus a afirmat că El este unica cale. spunându Spunând ucenicilor despre plecarea Lui, a spus că merg să, să, pregătesc un loc și locul acela este pentru voi, cei care m-ați urmat. El a spus, voi știți, calea, unde mă, voi știți unde mă duc și știți care între acolo. Și Toma, a dat o întrebare. Doamne, nu știm calea. Cum? Nu știm nimic. El vedea pe Iisus în trup, vedea un om deosebit, vedea un fiul lui Dumnezeu, vedea un, un cineva extraordinar, dar nu înțelegea întreg adevărul și a întrebat dar care este calea? Ce se întâmplă? Iisus spune lui Toma, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iisus a afirmat că El este unica cale către Dumnezeu. Amin? El a afirmat că El este adevărul despre Dumnezeu și El este viața, acea viață pe care noi o dorim, viața veșnică cu Dumnezeu împreună. Oamenii care nu, nu acceptă că Isus este acel Dumnezeu, care este unica cale către împărăție lui Dumnezeu, către viața veșnică, către părtășie și unitate cu Dumnezeu, bântuie prin tot felul de căi, tot felul de religii, tot felul de posibilități, tot felul de încercări, tot felul poate cumva a merge. Atunci când noi nu înțelegem că Isus este unica cale, ne dăm duși la dreapta și la stânga și devenim ca o corabie bătută de vânt, despre asta spune Apostolul Iacov, de tot felul de învățături, ba așa e mai bine, ba trebuie să faci așa, ba așa procedură trebuie să mai adaugi, ba nu știu ce, poate cumva a merge. Dar Isus a închis această întrebare și pentru că El este Dumnezeu care a confirmat prin învierea sa din morți și prin domnia sa acum pe, la, în tronul slavii la dreapta Tatălui, El este cel la care a afirmat, eu sunt calea și doar această experiență cu Isus, doar El este acela care ne poate duce în direcția potrivită. Și dacă astăzi ești cu întrebarea dacă este Potrivit locul acesta, dacă este potrivit cuvântul Dumnezeu, dacă este potrivit Isus, vreau să spun, este potrivit, doar el este calea. Mai mult decât atât, el a spus că el este adevărul și uh, el nu este doar o filozofie, cum unii ar vrea să creadă sau cum unii astăzi spun, el nu este doar o religie sau ceva altceva, el este adevărul despre Dumnezeu. Odată am fost întrebat cu o întrebare. un, un om apropiat uh, fiind în disperare și până la capăt aflând că este chiar în pragul întâlnirii cu Dumnezeu, din experiența după această discuție care am avut-o, m-a întrebat: Cum este Dumnezeu? Uite, a venit așa o întrebare și știți, acea persoană nu mi-a mi fost ușor să vorbesc cu ea până atunci, pentru că nu prea aveam timp, nu prea avea dorință, lască altă dată, e clavă la biserică, așa să vorbesc și tot așa. Nu am avut ocazie să vorbesc cu el și. În acel moment el a ieșit să tragă un fum și eram și eu pe acolo și el deodată m-a întrebat așa întrebare, direct, cum este Dumnezeu? Și eu mă gândeam, în mintea mea, veneau tot felul de gânduri, cum să-i spun, să încep de la geneza, de unde să încep, cum să fac, cumva ca el să înțeleagă, pentru că eu înțelegeam că discuția mea se rezumă doar la o, această fumatul ăsta de țigară, care nu-i bun deloc, dar el, a, în momentul acela, era deschis și doar atât aveam, pentru că după asta el poate să găsească nu știu ce, nu știu cum, mai are planul și mai departe și repede fuge de mine. Și eu trebuia în acel scurt timp să-i să spun adevărul despre Dumnezeu. Și m-a ajutat Dumnezeu și m-a ajutat Duhul Sfânt să-i spun adevărul despre Dumnezeu care chiar este El. Și cine este El? Isus. Eu am spus, dacă vrei să știi cum este Dumnezeu, privește la Isus. El este adevărul comportamentul lui, caracterul lui, felul lui de a fi, felul lui de a acționa, dragostea lui, puterea lui, manifestările pe care sunt descrise în evanghelie și în scriptură, toate acestea, e, sunt adevărul despre Dumnezeu, pentru că el, Isus, este Dumnezeu, gloria lui. Și l-am invitat să-l urmeze, dar nu a făcut atunci acea decizie, nu a vrut să o facă și următoarea zi a nimerit în accident și după care fiind în comă, a decedat și îmi sper că a reușit cumva. Dar este timpul să luăm în serios acest adevăr, pentru că Isus este adevărul acum, nu mâine, nu poi mâine, acum, pentru că Isus este adevărul și apoi El este viața. Și dacă vrei să știi cum să-ți trăiești viața ca să fii plăcut lui Dumnezeu, află, trăiește-o cu Isus, trăiește-o ca Isus, pentru că El este viața. Tu ce spui despre Isus? Ce spui tu despre Isus? Și Domnul Isus fiind într-o călătorie cu ucenicii, doar cu ei împreună, pe drum le-a. Pus următoarea întrebare. Ce părere au oamenii cu privire la, la identitatea mea? Nu, aici noi suntem profesionali, Noi știm ce spun oamenii, noi avem Facebook, noi avem Instagram, noi avem de toate. Facem, uh, uh, noi repede găsim uh, statistica și uh, ucenicii la fel știau și ei ce spun alții. A spus, uh, unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții spun că ești Ilie, alții spun că ești un profet. Și fiți siguri, știm și noi, nu? Ce spun oamenii despre Isus? Tot felul de păreri. Cei care priviți online, scrieți și voi ce credeți, ce spun oamenii despre Isus, ceva ați auzit că spun oamenii despre Isus. Noi știm uh, ce spun oamenii, dar nu acesta era cel mai important, ci următoarea întrebare care a dat-o Domnul Isus acestor ucenici al săi. El i-a întrebat, dar voi, ce părere aveți despre mine? Cine sunt eu pentru voi? Aceasta este întrebarea de bază. Cine este Isus pentru tine? eu pot să gândesc, să văd, să aud, să înțeleg ce spun alții și să pot să-i răspund lui Iisus în cazul când mă întreabă, dar când este vorba de mine, ce spun eu despre Iisus? Asta contează. Pentru că nu credința mea și percepția mea ceea ce poate face Iisus este cel mai important. Noi repede ne legăm de ceea ce face Dumnezeu, nu cine este El. Cine este Iisus pentru tine? Cine este Isus pentru mine? Este doar uh, un reper pentru niște reguli? Este doar uh, un, uh, o inspirație pentru a trăi cumva uh, viața mai bine? Sau este doar o, un nume care îți ajută să fii mai bucuros și mai plin de pace? El este Dumnezeu. El este calea. El este adevărul. El este viața, spune Biblia, și este confirmat de Dumnezeu, este confirmat de el prin învierea sa din morți, și această adevăr trebuie să dănuiască în viața ta și în viața mea. Isus este Dumnezeu. Și acest lucru nu poate fi acceptat, și lumea aceasta nu acceptă că el este Dumnezeu, nu acceptă că el este unica cale, și spunea, dar nu, mai sunt și alte feluri frumoase de a trăi, mai sunt și alte principii mai uh, diferite, dar nu numai decât chiar asta. Și oamenii sunt gata să filozofeze și să trăiască doar cu gânduri frumoase fără ca să le pună în practică și fără ca să ajungă la o fericire pe care o doresc, la o pace care o doresc sau la viața veșnică care o doresc. Filozofând doar. Și oamenii sunt gata să-și trăiască viața cumva și clipa, dar nu ca Isus, pentru că ei nu vor să accepte acest lucru și nu pot să accepte pentru că nu au experimentat pe Isus. Isus este Dumnezeu, El este Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu care trebuie să-l experimentezi. Să experimentezi relația cu El și experimentezi puterea Lui. Și astăzi te invit să iei o decizie, să-i experimentezi puterea dacă n-ai făcut-o. Iar dacă ai făcut-o până acum, continuă să o faci. Pentru că puterea lui Dumnezeu, puterea lui Isus este aceea care îți transformă viața. Viața mea, viața ta poate fi în felul acesta în pustiu, fără roadă, în tuneric, nu mai știi ce să faci, nu știi la cine să trezești, cum să faci. Și Isus și doar Isus poate să te ajute să ajungi în direcția aceasta, să îți lumineze mintea, să îți lumineze viața, să aducă rod în viața ta și să fii plin de fericire și să trăiești cu El o veșnicie. Călătoria mea cu Isus a început de la puterea lui Dumnezeu, care este cuvântul. Și aș vrea să citesc în, acest, în Sfânta Scriptură un text care vorbește despre aceasta. Apostolul Pavel, în Romani, capitolul 1, versetul 16, a spus Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede întâi iudeu și apoi a grecului. Cuvântul, Evanghelia lui Hristos, vestea bună despre Domnul Iisus Hristos, cu afirmațiile Lui, cu adevărul pe care noi astăzi îl descoperim, este puterea pentru transformarea vieții și El a fost și este puterea pentru transformarea mea și pentru transformarea ta. Și de ce experimentează această putere? Nu te lipsi de puterea cuvântului Dumnezeu. Citește Biblia zilnic, ca să-L descoperim pe Dumnezeu, pentru că această cuvânt al lui Dumnezeu, această descoperire, revelația sa, este puterea lui Dumnezeu pentru transformarea ta și a mea. Dacă nu ai carte, ai telefon și în telefon poți să instalezi această a, a, Evanghelie, cuvântul lui Dumnezeu. Poți să citești astăzi în diferite moduri. Și știți ce am auzit eu, unii oameni spun că, dar eu nu văd să citesc. Am o idee, vreți? Cum să experimentezi puterea cuvântului Dumnezeu în viața ta dacă nu vezi să citești și nu ai carte cu litere imense? Roagă-l pe cineva să-ți citească. Da? Adresează-te la un frate, la o soră, vezi, găsești, prinde pe la adunare, la telefon găsești, din numele tale telefon, găsești sună, sună și spune te rog, sună-mă o dată în zi și citește-mi Cuvântul lui Dumnezeu, că vreau să experimentez puterea lui Dumnezeu în viața mea. Și asta este o soluție, nu? Aleluia! Astăzi este o revelație bună. Doamne, ajută! Și în felul acesta să-i dăm voie lui Dumnezeu să ne transforme, să ne ducă din pustiul acesta de informație, sau pustiul de revelație, sau pustiul de înțelepciune cu privire la cine este Dumnezeu, să ne ducă în câmpul acesta plin de verdeață, plin de roadă, înțelegând ce este Dumnezeu și căutând pe Dumnezeu cu tot din adinsul. Experimentează puterea lui Dumnezeu nu numai așa, ci și dedicându-ți viața, dedicându-ți viața lui Isus. Pentru că altfel nu e posibil. Fiind necredincios, am căutat să citesc Biblia și laud pe Dumnezeu pentru aceasta, că mi-a dat așa o dorință și neavând-o am căutat și am spus unde este o Biblie, unde îți găsesc o Biblie, unde, că nu aveam una acasă. Am întrebat pe prietenul meu, mama ta merge la biserică, n-aveți vreo acasă? Și el spus, a spus, avem. Hai, dă-mi o te rog, împrumută să citesc, vreau, nimic interesant. Și el mi-a adus-o și am citit-o. Și atunci credința mea a crescut, a adus rod, s-a dezvoltat, am văzut altfel pe Dumnezeu. Interesul meu a devenit mai mult și mai mare. Neînțelegând, de prima dată am citit-o, a doua oară. Așa fiind nededicat, necredincios, am căutat răspunsul lui Dumnezeu și cuvântul Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu îmi schimba inima. Totuși am ajuns la concluzia că cumva Dumnezeu vrea să fiu curat, sfânt în fața Lui și eu nici cum nu reușesc aceasta. Am încercat să scap de tot felul de lucruri din viața mea ca să-i fiu plăcut lui Dumnezeu. Așa înțelegând Biblia. Un lucru nu am... am ceva am reușit. Nu toate am reușit, dar un lucru la sigur m-a făcut să înțeleg că nu am nici o șansă să Fiu plăcut lui Dumnezeu. Era vorba despre vorbirea mea. Vorbeam urât. De tot urât. Cu toți. <gântuia> Cuvinte de legătură de astea care noi nu vrem să le auzim. Amin? Noi nu vrem să le auzim. Și nu trebuie. Doamne, ajută ca Moldova asta să nu, să nu aibă așa ceva. Dar eram eu din rândul acelora. Citind Biblia, înțelegeam, nu-i bine asta. Dumnezeu nu iubește acest lucru. Am încercat să scap de asta și am spus, nu, astăzi nu vorbesc, gata. Astăzi nu spun niciun cuvânt. Am reușit doar 5 minute. După asta, izvorul a mers mai departe. Și atunci eu am înțeles, atunci am înțeles că cuvintele acestea nu sunt doar pe buzile mele, sunt în inima mea. Acolo, înăuntru. Cum să le scot de acolo, Doamne? Cum? Am căutat acest adevăr până nu a venit răspunsul. Am înțeles că nu am nicio șansă prin tot felul de practici, îndemnuri, nu știu ce, să scap de aceasta până nu am găsit răspunsul care este Isus. Isus este răspunsul și eu am crezut adevărul despre El și m-am -am dedicat viața lui Isus aici, în această sală, într-o seară de miercuri. Mi-am dedicat viața lui Isus auzind că El este cel care mă str strămută de aici, aici. Dacă mă dedic lui și îl urmez pe el, pentru că el este Fiul Dumnezeu, el este Dumnezeu, jertfa lui este desăvârșită, dragostea lui este măreață și puterea lui este limitată, gloria lui sus. M-am dedicat. Și nici n-am observat cum puterea lui Dumnezeu a lucrat. Mai mult decât ne-am închipuit. Nu doar că am făcut un pas care Dumnezeu se așteaptă, mai mult decât atât. M-am dus acasă înapoi și comunicând cu oamenii, nici n-am observat că măcar un cuvânt spurcat nu a ieșit din gura mea, măcar unul. Dar când am realizat, am spus, glorie lui Sus, pentru că numai El a făcut acest lucru, aleluia! Și am, am experimentat pe Iisus Dumnezeu, care nu doar mă, mă poate atinge în trupul meu, ci și în sufletul meu, în adâncul inimii mele, unde era ascuns păcatul, El a străpuns acest păcat, l-a mai liberat de El. Și pe tine te poate elibera puterea lui Dumnezeu prin dedicarea ta și dorința de a te -a. Fă acest lucru. Fă acest lucru. Dedică-te lui Isus, pentru că puterea lui Dumnezeu este reală și în Isus este ea și este pentru tine, pentru că de dragul tău și al meu a venit El. A venit să ne conducă pe calea sa, a venit să ne descopere adevărul despre Dumnezeu și a venit să ne dea viața care este viața veșnică în Hristos Isus. Apoi experimentează-i prezența. El este Dumnezeu, tot prezent și El a spus că acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu acolo, între ei, în mijlocul lor. Domnul Iisus a promis că este în mijlocul celor care s-au adunat în numele Lui și noi astăzi suntem adunați în numele Lui. Amin? Noi suntem adunați în numele lui Iisus Hristos fiind convinși de El, de adevărul și de dragostea Lui, fiind încopleșiți de, de Duhul Său cel sfânt, slavă Domnului Sus. Haideți să facem ca acest lucru să meargă mereu. Să căutăm și să experimentăm prezența aceasta a lui Dumnezeu. Și să nu ezităm să o facem, mai ales când suntem impuși să stăm mai departe. Și asta s-a spus, despre distanțe. Haideți să nu dăm voie Covidului, să nu dăm voie. Dorințelor noastre carnale, să nu dăm voie uh, comodității noastre să ne despartă de această prezență a lui Sus pe care El a promis-o. Noi ne rugăm împreună, noi căutăm față Dumnezeu și știm că atunci când ne rugăm, noi vorbim cu Dumnezeu și El este prezent. Și conectează-te la rugăciunea Unite 714, care uh, se petrece la 7:14 dimineața și la 7:14 seara când căutăm fața lui Dumnezeu, căutăm prezența lui Dumnezeu, căutăm să experimentăm pe Dumnezeu, spunându-i doleanțele noastre, spunându-i dorințele noastre, mijlocim pentru alții și văzând răspunsul său. Mai mult decât atât, experimentează prezența lui Dumnezeu slujind pe alții. Și apropo, am spus celor care nu văd să-i abordeze pe cei care văd să le citească, iar acum spun celor care văd, caută-L pe Iisus ca să-i slujești. Caută o persoană care nu vede să citească din Biblie și știe acest lucru și propune. Vrei să te ajut să-L cunoști pe Iisus? Vrei să te ajut? sunt gata să te sun, dăm numărul telefon, sunt gata să, te, să împreună zi de zi să citim și eu îți voi citi din Adevărul Dumnezeu ca să-ți descoperi pe Dumnezeul tău, să-l descoperi pe Salvatorul tău, mai mult și mai mult împreună cu mine. Și în felul acesta, Biblia spune, experimentăm prezența lui Isus, gloria lui. Și apoi, celebrează autoritatea. Fiindcă El este Dumnezeu care domnește pe tron și urmează să vină. Celebrează această autoritate. Fii bucuros la adunare, laudă-l în cântare, în rugăciune, în tot ce faci. Este minunat, dar mai este un mod care poți să faci să fie celebrată autoritatea, puterea lui Isus în viața ta și în viața altora. Ucenicii au făcut acest lucru. Cum o are? Știi? Cum o are? Cum? Când au văzut cine este Isus, că în înviat din morți și au experimentat pe acest Isus în viața din morți, pe Dumnezeul lor, pe Domnul lor, au văzut cum se înalță la ceruri și au dat seama cine este El cu adevărat. Ei n-au stat locului. S-au dus, au povestit, au adunat oameni, i-au ajutat pe alții să-L cunoască pe Hristos, Cel Înviat, aleluia! Asta a fost modul lui de a celebra. Și dragule lider, drag om care ai capacități de lider, astăzi este modul nostru de a celebra pe Iisus prin grupuri, avem posibilitatea să decidem astăzi și oportunitatea de a ajuta pe alții să-L cunoască pe Isus cel înviat din morți, pe Dumnezeu, pe Domnul nostru și Salvatorul nostru, adunându-i, inspirându-i, învățându-i, ajutându-i să slujească, făcând ca ei să experimenteze puterea lui Dumnezeu, să experimenteze prezența lui Dumnezeu și să celebreze împreună pe, cu noi pe Isus. Apostolul Pavel a spus în epistola către filipeni, fiecare dintre voi, să fie preocupat nu doar de interesele lui, ci și de ale altora. Să aveți următorul model de gândire care a fost specific și lui Hristos Isus. El este calea, El este adevărul, El este viața, El este Dumnezeu care ne-a dat exemplu când a lăsat locul ceresc. S-a întrupat și a căutat interesul de a ne mântui sufletul a trăit printre noi, s-a făcut cunoscut, s-a făcut perceput, s-a făcut uh, uh, posibil de, de a experimenta pe El. A murit, a suferit pentru noi, a înviat a treia zi, a biruit moartea și domnește acum și este gata să ne scoată din acel întuneric în care suntem, dacă încă suntem acolo, și să ne ducă în împărăția Lui, pentru că El aceasta a dorit, văzând nevoia noastră și dorința noastră. De aceea, haideți să luăm decizia... Să nu ne uităm la interesele noastre personale, ci la interesele lui, celui care este Domn, celui care este Dumnezeu. Doamne, ajută! Vă mulțumim pentru că ați vizionat acest mesaj. Avem încredere că acum sunteți gata pentru a trece la acțiune și vă sugerăm următorii pași. Vedeți formularul de comunicare pe care vă rugăm să-l completați. În cazul în care duceți mare lipsă de hrană, medicamente sau îmbrăcăminte, vă rugăm să ne contactați la telefoanele afișate. Dacă doriți să investiți împreună cu noi pentru a ajuta pe cei care se află în mare nevoie, accesați philadelphia.md. donează. Puteți găsi diverse resurse pentru adulți, tineri și copii, navigând pe pagina noastră de internet. Dacă credeți că vă putem fi de folos în vreun fel, nu ezitați să ne contactați. Pe curând!